Podul din localitatea nemțeană Petru Vodă arată și astăzi ca în august 2022, atunci când o bucată din acesta s-a surpat. Drumarii au astupat gaura cu o tablă de oțel și au fost impuse câteva restricții. Astăzi podul arată aproape la fel, cu mici diferențe. Constructorul a mai pus o bucată de tablă și a mutat circulația de pe margine pe mijloc. Podul de pe DN15B este unul intens circulat. Face legătura dintre Moldova și Ardeal, iar sute de mașini îl traversează în fiecare zi. După ce porțiunea de beton din calea de rulare a cedat, circulația a fost mutată pe sensul de mers neafectat. Acum, traficul se desfășoară chiar pe mijlocul podului, pe bucata de fier care acoperă gaura formată în urmă cu peste un an și jumătate. Îl cârpesc. Azi îl mută partea cealaltă, mâine îl mută partea cealaltă. Și asta e circulația. De ce? Pentru că e așa, se lucrează aici. Șoferii nu se simt în siguranță atunci când traversează podul, iar localnicii așteaptă să-l vadă reparat cât mai curând. Clar nu-mi inspiră încredere. Nu mi-a inspirat nici măcar atunci când nu era în construcție. Îți dau atâția bani, robinete, plus alte taxe, plus... Nu se face nimic, nu știu unde se duc banii. Sub pod se află și acum bucata de beton desprinsă în urmă cu aproape un an și jumătate. După ce în vara lui 2022 această porțiune de beton a căzut, drumarii au acoperit gaura cu o bucată de tablă de fier. Ulterior, aceasta a fost prelungită preventiv și pe porțiunea de beton ce stă să cadă. Acum, o altă bucată din calea de rulare pe care se circulă ar putea să cadă oricând și asta pentru că, se poate observa, este ușor lăsată. Drumarii spun însă că nu ar fi probleme de siguranță în acest moment, iar soluția pentru pod este clară. Noi am făcut o expertiză și scrie în expertiză, recomandarea este pod nou. Face studii de fezabilitate, identifică sursa de finanțare și apoi o să-l dea nouă la DRDP să facem procedurile de licitație, proiectare cu execuție. Autoritățile spun că periodic se fac verificări privind siguranța în trafic, iar podurile sunt atent monitorizate. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.